Slăvit să fie Domnul! Amin! Lucrarea aceasta, practic realizată de însuși Dumnezeul celor vii, prin Fiul Său, Iisus Hristos, odată a fost instituită, declarată, așa cum Evanghelia ne arată, o binecuvântare de copii. Când niște mame pline de iubire, pentru odorul lor venit de sus, aleargă să privească, să admire pe Cel care vorbea de nemurire. Natura Lui era de altă fire, un om deosebit de omenire venit din cer, cu numele Iisus. Și ajungând în dreptul Lui deodată, aceste mame văd un Salvator. Erau cuprinse toate de un fior, iar inima începe să le bată, dorința lor era determinată de un cânt măreț, de o mamă adevărată, ca să le binecuvinteze pruncilor. E o dorință sinceră, curată, care avea un țel de viitor, dar pentru ele nu era ușor. Le vine foarte greu ca să străbată, căci ucenicii vor să le abată și să le depărteze de izvor. Dar iată că o voce intervine și le deschide ușa la femei. Era Iisus, ci nu oarecine. Pe copilași când vin la mine, lăsați-i, nu-i opriți fără temei. Că împărăția cerului când vine, ia unora ce seamănă cu ei. Și atunci mamele au dat năvală să nu le mai oprească pe un străin, se înghesuiau spre tainicul rabin, care de care tot mai cuiuțeală, să nu-i rămână truda ei fatală, privind al copilașului destin. Iisus, luându-i rând pe rând în brațe, cum ia păstorul niște mielușei, i-a binecuvântat și trup și viață, în timp ce mamele erau de față, punându-și mâinile lui sfinte peste ei. Și de atunci, în continuare, El binecuvintează copilașii. El poate da o binecuvântare și celui mic, pe cum și celui mare. Și cei care abia acum pot face pașii, să-i fie mâine robii și urmașii. Iar întrebarea care acum se pune, e dacă în slova vechiului tipar, codificând orice promisiune, ar fi de iotă scrisă în zadar. Nu, ci sub lege Dumnezeu dispune, crescând pe Samuel lângă altar. Dar ce primim noi azi prin rugăciune? O, mult mai drepte și cu mult mai bune sunt binecuvântările din har. Prezentul act de binecuvântare nu-i doar un ritual fără temei, nu-i doar așa un fel de obicei, el va constitui o teză mare, iar pentru noi o sfântă reciclare în concordanță cu cei mititei. Ați auzit ce a spus Mântuitorul? De nu ne vom smeri și tu și eu? De nu ne întoarcem toți la Dumnezeu? De nu ne vom deseleni ogorul, nici pricină de groază viitorul? Și toate vor lucra în defavorul celor ce-au viețuit ca farisei. Ajută-ne, o Doamne, chiar acum, să luăm exemple de la copilași, să fim la sentimentul lor părtași, să ne smerim, să se evite gluma, să nu lăsăm să se îngânfe huma, să crească mult procentele la suma încredințată la ei săi slujbași. Amin. Amin. Amin.